Bună ziua! Astăzi voi pregăti melci cu unt. Pentru aluat voi avea nevoie de 570 de grame de făină, 300 de ml de apă caldă, 60 de ml de ulei de floarea soarelui sau ulei de măsline, 2 ouă, 14 grame de drojdie uscată sau 50 de grame de drojdie proaspătă, 2 linguri de zahăr, o linguriță de sare și 150 de grame de unt sau de margarină la temperatura camerei. Voi pregăti aluatul pentru melci. În acest castron voi pune 14 grame de drojdie uscată sau 50 de grame de drojdie proaspătă. Eu voi pune drojdie uscată. Voi pune și 2 linguri de zahăr tos. Și puțină apă caldă. Voi amesteca puțin drojdia și zahărul și voi lăsa drojdia să se activeze pentru 5 minute. Drojdia s-a activat pentru 5 minute. În drojdia și zahăr am pus 4 linguri, cam 4 linguri de apă, 5 linguri de apă călduță și lăsați pentru 5 minute să se activeze drojdia. Acum voi pune uleiul de măsline sau ulei de floarea soarelui, 60 de ml de ulei de floarea soarelui sau 60 de ml de ulei de măsline, voi folosi eu. Folosiți ulei de care aveți în casă la îndemână. Voi amesteca și uleiul. Voi pune și 2 ouă. Voi amesteca și cele 2 ouă întregi. Iar acum voi pune 300 de ml de apă caldă, apă călduță și o linguriță de sare. Acum voi pune și 570 de grame de făină. Eu voi pune din pachet. Prima dată voi amesteca cu o spatulă. Am amestecat cu o spatulă în făină. Acum pe masa de lucru voi pune făină și voi scoate aluatul din castron. Aluatul este moale, dar în momentul când îl puneți și îl frământați cu făină, ea se va rega. Pentru frământat voi mai avea nevoie cam de 150 de grame de făină. Puneți făină până când aluatul se leagă și nu va mai fi lipicios. Voi frământa totul pentru 2 minute. Încet, încet aluatul începe să se lege.
Acum punem făină și frământăm. Aluatul este gata. Voi lua un castron și voi pune aluatul la crescut pentru o oră. Aluatul este gata. S-a legat. Îl voi lua și îl voi pune la crescut pentru o oră într-un castron. Îl voi acoperi cu un capac și îl voi lăsa într-un loc călduț pentru o oră la crescut. Aluatul de melci este gata. L-am lăsat pentru o oră într-un loc călduț să crească. Cam în felul acesta arată. Îl voi da la o parte. Voi unge masa de lucru cu ulei de floarea soarelui. Și voi scoate aluatul din castron. Acum voi întinde aluatul mă voi ajuta de un păcăleț Trageți puțin de el. Peste aluat voi pune margarină. 150 de grame de margarină. Și voi întinde pe toată suprafața aluatului. O 150 de grame de margarină sau 150 de grame de unt. Margarina sau untul trebuie să fie la temperatura camerei. Îl scoateți din frigider de seara și lăsați-l peste noapte untul sau margarina scos din frigider pentru a fi moale. Acum voi lua aluatul și îl voi face în felul acesta. Voi pune și pe această parte margarină. Și voi lua și această parte și o voi petrece. Voi lărge puțin, iar cu făcălețul o voi întinde.
și voi întinde cu focălețul aluatul. Voi pune margarina moale și pe partea aceasta. Deci margarina trebuie să fie la temperatura camerei, 150 de grame de margarină sau 150 de grame de unt. Acum voi lua tot acest aluat, capătul acesta, și îl voi aduce în față. Acum voi tăia aluatul cu această rolă de feliat pizza sau puteți să tăiați cu un cuțit foarte bine ascuțit. Și voi tăia aluatul de grosimea unui deget. Voi lua fiecare bucată de aluat în felul acesta și o voi petrece așa. Voi trage puțin de ea. O voi răsuci în felul acesta. Iar acum voi forma melcul în felul acesta. Voi trage de aluat și voi începe și voi forma totul. Tragem puțin de aluat. Și începem și îl răsucim. Și formăm aluatul. Îl răsucim foarte bine și formăm aluatul. Voi continua în felul acesta cu tot aluatul până îl voi termina pe tot de răsucit.
Voi lua fiecare bucată de aluat și îl voi pune în tavă. Voi lăsa aluatul în tavă pentru 20 de minute la crescut. Voi pune o hârtie de copt sau puteți să puneți și un prosop. Și lăsăm în felul acesta pentru 20 de minute la crescut în tavă. Melcii sunt gata. I-am lăsat să crească. Voi lua această hârtie și voi unge aluatul cu un gălbenuș bătut. Am uns melcii cu gălbenuș de ou. Acum voi pune semințe de susan sau puteți pune semințe de mac, cașcaval sau parmezan deasupra sau puteți să le lăsați simple așa cum sunt acum. Eu voi pune semințe de susan. Dacă nu aveți, repet, puteți să le lăsați simple. Sunt foarte bune și simple. Și voi pune semințe de susan pe toată suprafața aluatului. Voi pune tava cu melci în cuptorul încins la 185 de grade pentru 20-30 de minute, până când melcii se rumenesc ușor deasupra. Melcii cu unt sunt gata. I-am copt la cuptorul încins la 185 de grade pentru 30 de minute. Voi opri cuptorul și voi scoate tava cu melci din cuptor. Totul este gata de servit. Melcii cu unt sunt gata, i-am scos din cuptor, i-am lăsat puțin să se răcorească. O să rup puțin din acest aluat, sunt foarte fragezi și gustoși. Cam în felul acesta arată și înăuntru. Îi recomand să îi pregătiți și voi. Se poate servi alături de o cană de ceai, o cană de lapte, chefir, iaurt sau se pot servi simpli. Sunt foarte gustoși. Noi de-abia așteptăm să gustăm din ei. Acum i-am terminat.
Îi recomand să îi încercați și voi, mai ales dacă aveți copii mici. Sunt foarte gustoși și ușor de pregătit pentru cei mici și nu numai, și pentru noi adulții sunt foarte, foarte gustoși și moi, fragezi. Spor la treabă!